Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Am să vă fac astăzi o nouă etalare în trei variante cu tarotul pentru a răspunde la o întrebare nouă care mi-a fost sugerată de către cineva care urmărește acest canal și îi mulțumesc pe această cale. Întrebarea este la care răspunde practic această etalare care o voi face în trei variante este cum îi influențez pe cei din jurul meu. Și gândiți-vă la acest lucru, cum îi influențați voi pe cei din jurul vostru. În ce mod? În mod pozitiv, într-un mod negativ? Pentru că această întrebare, acest răspuns la această întrebare vă poate ajuta și pe voi să vă înțelegeți mai bine ce felul vostru de a fi sau cum ar trebui voi să vă comportați ca să puteți să aveți o influență cât mai bună, cât mai pozitivă în viața altora. Și să vedem pentru prima variantă, varianta cu piatra albă așadar, care este răspunsul la această întrebare, cum îi influențați pe cei din jurul vostru. Să vedem ce spun cărțile, dacă îi influențați într-un mod pozitiv sau negativ. Da? Deci să vedem ce răspuns a dat cărțile în acest sens. Voi sunteți o femeie, stârniți poate apreciere, respect, da? Sunteți... vă puneți în valoare dorința de a face copii, de a face o familie, de a fi mai creative. Da, deci există poate și un spirit competitiv, da, deci există și acest lucru, niște rivalități. Deci inspirați poate pe alte femei, poate și acest lucru să fie. Vedem. Sunteți considerată ca o regină. Voi aveți, poate, aveți și multe eșecuri. Le aduceți multor, poate, și dezamăgiri. Le aduceți și eșecuri. Și voi ați avut în viața multe eșecuri, multe dezamăgiri. Dar mai aveți soluții. Încă mai strâniți, să zic, interesul. Mai strâniți curiozitatea altora, să zic așa, da? Deci încă nu sunteți chiar nesemnificativi în viața altora. Pentru unii chiar consideră că sunteți suflet pereche, că le sunteți suflet pereche, deci alte persoane își caută acest suflet pereche, sunteți un suflet pereche pentru cineva. Sunteți o persoană care inspirați, care le dați idei, sunteți o persoană creativă, care le dați soluții, găsiți soluții și cu toate astea stârniți și critici și gelozii și invidie și răzbunări, poate tocmai pentru că aveți niște idei, niște soluții, tocmai pentru că v-ați găsit poate sufletul pereche. Acestea sunt influențe. Sunteți o persoană sensibilă, creativă, da? Poate chiar aveți o anumită doză de sensibilitate, de inspirație, da? Poate studiați, desenați, pictați, da, poate să fie și acest lucru. Sunteți încă aveți încă multe de învățat, sunteți poate și puțin mai agresivi, mai critici și acest lucru îi face și pe alții să devină mai critici, mai agresivi, da. Deci pe unii dezamăgiți, pe unii inspirați, pe alții îi stârniți, le stârniți agresivitatea din ei, balaurul, deci iau foc, să zic așa, într-un fel sau altul, devin critici, vă judecă, simt nevoia să se răzbune, într-un fel sau altul, tocmai pentru că au intrat în acest faliment, că au pierdut, că n-au reușit să obțină de la voi ce și-au dorit, poate să fie și acest lucru, pentru că voi poate vă doriți doar o anumită persoană, o anumită situație și acest lucru îi stârnește, poate să fie și o astfel de situație. În orice caz, voi aveți această soluție la voi, această dorință de a face lucrurile să se întâmple. Aveți cheile, stau la voi, obțineți rezultatele pe care vi le doriți, dar poate va trebui, trebuie să fiți puțin și voi mai ambițioși, ca să zic așa, ca să duceți până la capăt, pentru că poate tocmai de aceea strâniți critici din partea celorlalți, pentru că nu vă duceți ideile până la capăt, renunțați, da? Deci spuneți ceva, faceți ceva și promiteți ceva și până la urmă nu vă duceți până la capăt. Poate să fie și o astfel de situație, că de aici apar și criticile, cu toate că voi aveți idei, sunteți creativi, inventivi, da, sensibili, da, aveți încă căutați soluții la multe probleme și găsiți soluții la multe probleme. Sunteți poate și atașați poate de planul material sau alții se simt atrași într-un fel sau altul fizic față de voi.
Și pentru că voi nu le acordați atenție, pot să devină această stare de agresivitate, de răceală, spre exemplu. Poate să fie și acest lucru. În orice caz, voi, pentru mulți, poate voi sunteți o oportunitate, într-un fel sau altul, o bogăție spirituală, îmbogățiți spiritual prin cunoașterea, experiențele voastre, care pot veni și din datorită unor multe eșecuri, multor necazuri, multor probleme, dezamăgiri pe care le-ați avut. Și poate sunteți și criticați pentru că nu poți să placi chiar tuturor, să zic așa. Sau mai stârniți și ambiții. Pentru unii poate să fie și acel. Îi inspirați atât de tare pe câte unii încât devii atât de ambițioși încât chiar dorești și ei să facă niște lucruri, să bată, să fie mai bătăioși. Poate să fie și o astfel de situație, mai ales pe cei tineri, da, aici îmi pare că sau stârniți acest spirit cavaleresc de a face dreptate, da, de a fi mai corecți, mai cinstiți. Poate să fie și o astfel de situație. Asta este practic influența voastră pentru cei din jurul vostru. Și haideți să vedem și la a doua variantă, la varianta cu piatra roșie, care este influența voastră pentru cei din jurul vostru, cum îi influențați voi pe cei din jurul vostru, pe prieteni, familie sau, mă rog, societate în general. Întrebarea, răspunsul are o arie mai largă, să zic așa, de înțelesuri. Reflecție aici și manipulare totodată, se cere poate mai multă înțelepciune și răbdare, deci poate într-un fel sau altul îi faceți pe alții să reflecteze, să viseze, să-și facă niște planuri, niște strategii, mi pare cea și justiția, să devină mai echilibrați, mai corecți, mai cinstiți, poate, deci acest lucru, să vedem. Rota norocului aici, oportunități și cunoaștere, bogăție spirituală, satisfacție, împlinirea unor vise, oportunități de care se profită la timpul potrivit, decizii care se iau la timpul potrivit, să vedem. Deci, pentru alții poate să fiți un noroc pentru alții, deci sunteți o oportunitate, un noroc, o dragoste, spre exemplu, foarte mare. Da, sunteți aici o persoană foarte energică, plină de energie pozitivă, de multă bogăție, spirituală, să zic așa, și materială, dar și fizică și psihică, cu multă energie pozitivă, aveți multe obțineți multe, inspirați, să zic așa, și pe alții, îi face să se miște, chiar dacă încerci și sigur se mișcă. Tot ce faceți voi, într-un fel sau altul, dă niște roade. Există și o atracție puternică fizică față de voi, există și dorința de a crea locuri mai stabile, mai sigure, construcții mai solide, care să dureze în timp, da, afaceri mai serioase, să zic așa, deci într-un fel sau altul inspirați în acest sens pe ceilalți, pentru că și voi sunteți o persoană care aveți multe, multe, multă bogăție spirituală, multe idei care produc bani, deci, sau familie, deci puteți, aveți idei care pot să creeze afaceri în lanț, să zic așa, da? Deci puteți să vă, ideile voastre, sau aveți multe cunoștințe, multe, mulți prieteni, sunteți sociabili și faceți și pe alții să fie în același fel, pentru că îi inspirați. Aveți multă energie pozitivă, multă acțiune, deci cu toate că uneori aveți și o stare de timiditate, de îndoiel, nu știți exact, vă este greu să luați decizii pe unii dintre aceștia, poate că îi face mai temători într-un fel sau altul. Sunteți o persoană cu care alții vor să aibă de-a face, să aibă întâlniri cu voi, să se întâlnească cu voi, chiar pentru întâlniri, pentru că au o atracție fizică pentru voi, cu care vor să vă cunoască, să facă un cuib cu voi, să-și facă o familie cu voi, dar sunteți și voi, dar sunt și indeciși într-un fel sau altul, n-au curaj, da, deci există așa o stare și de indecizie aici, de teamă într-un fel sau altul, nu reușiți să concretizați, deci alții nu reușesc să concretizați nimic, poate într-un fel sau altul, nu se concretizează nimic. Îi atrageți foarte tare pe alții, dar nu reușesc să ajungă până la voi. Poate să fie și acest lucru, pentru că voi aveți obiectivele voastre, aveți ideile voastre, dar inspirați oricum pe alții, îi faceți, le încolțesc idei, încep și ei să se devină mai buni, mai creativi, da, să găsească soluții, să-și construiască o familie, un cuib, să devină, să socializeze mai mult într-un sens mai pozitiv. Deci influențați într-un sens pozitiv și voi vă trebuie mai mult să fiți mai siguri pe voi, să aveți mai multă inițiativă, să aveți mai multă siguranță de sine, să concretizați tot ceea ce v-ați propus.
Și suntem și la a treia variantă. Cum îi influențați voi pe cei din jurul vostru? Suntem deci varianta cu piatra verde. În ce spun cărțile? Cum îi influențați voi pe cei din jurul vostru? Să vedem așadar ce influență aveți asupra celorlalți. Idei, le dați idei, soluții, dar și dubii, să zic așa, și dorința au și se simt atrași față de voi în mod fizic, le placeți, să zic așa, ca persoană, îi inspirați, le dați energie pozitivă, poate chiar îi vindecați, le dați soluții, aveți multă energie pozitivă, energie de foc, văd aici. Unora le produceți dubii, idei nebunești, da, au impresia că sunt posedați, da, deci într-un fel sau altul, sau poate chiar le curățați aceste energie, aceste dubii, pentru că inspirați, pentru că văd aici dragoste primită și oferită, multe vești, multă comunicare, multă mișcare, multă activitate sportivă, sensibilitate totodată, deci poate că aveți și o foarte bună intuiție, o foarte bună, sunteți persoane foarte sensibile, foarte altruiste, generoase, care vă oferiți serviciile în sprijinul celorlalți în societate, spre exemplu, multă mișcare, acțiune, dinamism, văd aici la voi. Deci inspirați și pe alții, îi puneți în mișcare, îi faceți să devină mai sociabil, mai comunicativ, mai generoși. Îi inspirați, cu toate că pe unii le dați și niște idei nebunești, parcă au așa început, îi duceți, îi devin paranoici, poate, da, au niște gânduri nebunești, da, într-un fel sau altul, au niște fricnițe, le teamă de voi, într-un fel sau altul, da? Strâniți pasiuni nebune, poate, nebunești în alții, așa influențați pe ceilalți. Deci îi strâniți niște idei, pasiuni nebune, deci ca fie ca femei, fie ca bărbați, poate și acest lucru să fie și acest lucru influențează. Influențează și comunicarea, poate vă ocupați de comunicare, ca și de ezoterism, ca și de, poate, educați pe cei tineri sau faceți călătorii multe, sunteți întreprinzători, faceți afaceri, da, mi-apare aici așa o situație în care voi sunteți într-o continuă mișcare, face să devină mai rapid, să se miște mai rapid, să zic așa, îi stimulați, îi mânați de în urmă, îi forțați într-un fel sau altul să ia o atitudine, să se miște, să se schimbe. Da, deci apare așa o situație în care pentru unii pot să apară situații în care se îndrăgostesc de voi la prima vedere, deci în felul acesta inspirați pe alții, influențați pe ceilalți, pentru că se îndrăgostesc la prima vedere de voi, sunteți persoane și vă oferă imediat sprijinul, ajutorul, se simt atrași de voi, strâniți sensibilitatea din ei, să zic așa, deci noblețea din aceilalți. Da? Deci le puneți în valoare calitățile pozitive, pentru că și voi aveți, sunteți persoane care oferiți și primiți dragoste totodată, cu toate că poate sunteți mai instabili din cauza emoțiilor pe care le aveți și acestor temeri pe care le aveți, că și voi oscilați și tocmai de aceea și ceilalți se comportă la fel într-un fel sau altul, dar se pare că voi și reușiți într-un fel sau altul să vă eliberați, poate să faceți lumină în niște situații întunecate, spre exemplu, pentru că vă mișcați foarte rapid, reușiți să vă descurcați în multe situații, să găsiți multe soluții, da? Să oferiți multe soluții, multă dragoste, deci idei, soluții generoase, adică fără să pretinde să primiți ceva în loc, spre exemplu, da? Deci vă oferiți acest sprijin. Este o carte destul de contradictorie aceasta care mi-a ieșit aici, spre exemplu, pentru că poate să mai semnifice și faptul că mulți le creați impresii false. Da, poate și acest lucru. Își fac poate speranțe sau creați, cum să spun, își fac o părere greșită despre voi, poate și acest lucru, și de aceea apare această luptă cu niște forțe nevăzute într-un fel sau altul, dar reușiți să risipiți aceste temeri, pentru că voi sunteți persoane care acționați imediat, le faceți lumină imediat, dar reușiți să depășiți momentele. Văd aici semne de foc și de apă, deci rac, pești, scorpion sau săgetător, berbec, leu, deci acestea sunt semnele care sunt sub influența acestor energii cu care voi aveți de-a face, care voi sunteți creați, să zic așa, da, deci sunteți o persoană care inspirați pe ceilalți pentru că voi aveți succes în fața adversităților, reușiți să dobărâți adversitățile, dificultățile, da, sunteți o persoană bătăioasă și inspirați pe ceilalți,
prin acest fel de a fi voi. Da, deci cu toate că poate aveți și momente de indecizie, de ezitare, de neliniște, de uneori și poate și de leneveală, de lipsă de acțiune, dar aveți doar pe moment, e o chestiune doar de moment, pentru că imediat vă mobilizați, vă reveniți, vă ridicați, sunteți persoane care renașteți din propria cenușă, așa, ca să zic așa, cu toate că aveți multe sensibilități, sunteți și creativi, da? O persoană foarte creativă, generoasă, inspirat, care aveți multă inspirație și inspirați și pe ceilalți, da? Poate sunteți chiar muză de inspirație pentru unii, să zicem așa, sau prin felul vostru, da? Sau la toate v-am spus și atrași față de voi, da? Vor să vă cunoască, vor să fie, să aibă o relație cu voi. Da, de dragoste, o aventură cu voi. Cam asta e ce voi și la a treia variantă. Așadar, eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că v-au răspuns la întrebări și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Roth, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!